Toyota RAV4 2020 hibrid. Aici ne arată cum funcționează ori pe baterie, ori pe motorul termic, cum se încarcă bateria atunci când merge motorul termic sau cum se încarcă bateria atunci când mașina este pe liber. Motorul termic, motorul electric, care funcționează și ca un fel de dinam, generator de curent. Motor electric pe spate, puntea spate este acționată numai de motorul electric și asta e bateria. Acum, mașina fiind pe liber, încarcă bateria. Acum am accelerat puțin. Mașina acum mașina merge numai pe baterie. Bateria care alimentează și puntea spate și puntea față. Dacă accelerezi un pic mai tare, pornește și motorul termic, a pornit motorul termic, care antrenează puntea în față, și încarcă și bateria în același timp. Dacă filmăm mai mult timp, o să vedem că tot comută. Ba pe electric, ba pe termic, ba pe amândouă. Dacă accelerez foarte tare, practic se antrenează și puntea spate și atunci pornește și motorul termic și motorul electric de pe spate. History. Aici putem vedea consum. Cel mai bun consum l-am avut de 6,4% de kilometri. Ultimul, cred că a fost ieri făcut, o medie de 7,2. A fost pe aici, prin defileul Jiului, urcat, coborât. Aici o imagine foarte frumoasă, ne arată cum comută de pe una pe alta. La fel și aici, o imagine mai mică care ne arată roata și ce o acționează, bateria sau motorul termic. Acum merge motorul termic și încarcă și bateria, acționează și roțile. Acum numai bateria e intuitiv. Tot schimbă aici că sunt dealuri, deal sau vale, un deal sau vale.